Bună ziua, și mi-a ajuns la Prof Online cu exerciții de matematică. Păi hai să trebuie în casă, mă. Vă găsiți sfârșit așa și vă sincronizați perfect. Așa, bine ne-am văzut, cer cu 9 săptămână, cu toate pânzele sus, ca și altă dată. Cu ce să începem? Tema pentru acasă, zicem noi așa, nu? Pentru clasa. Tema pentru... Domn profesor, da. Am o problemă pentru dumneavoastră. Gata! Super! Voi n-am pe voie să vorbiți voi. Ok. Te aștept și la formulare. Dar n-aveți voie să calculați. Abia am scăpat de la clasa a 5-a. Că tot așa, și-a propus Ștefania să mă înghesuie cât se poate de tare cu problemă. Și a și reușit. Am să vă las și vouă problema, să vedeți ce frumoasă problemă am avut de făcut. Asta fac eu. Deci recunosc, într-adevăr, când problemele sunt dificile și când sunt pus... Am o stare de bine, dar în același timp mă și mobilizează. Și iată, n-am scăpat de Ștefania și au venit alții care se propun același lucru. Am o problemă, sunt... De fapt, tu ce urmărești acolo cu asta? Să vezi dacă o poți face sau nu. Gata, mă, gata. Trebuie să faceți în minte, fără să scrieți. Hai, lasă-l, marcă. Dar eu, păi, eu nu sunt așa. Are voie să scrie. Eu nu sunt okay, așa voie. E problema mea. Da, deci e problema pe care se pune, zice, îmi dă voie să scriu, a hotărât, că e problema mea. Dragilor, dar până cât să vă gândiți voi la asta, să formați toate numerele de 3 cifre, atenție. Deci toate numerele de 3 cifre, de forma A, B, C, unde acestea, cifrele astea A, B, C, A, B, C, aparțin mulțimii formate din numerele 0, 2, 7 și 9. Ce să aflăm numele din astea? Deci să aflați toate numerele. Să renumărați câte numere. Se pot repeta? Păi nu se pot repeta. Nu, deci un număr poate să fie așa. 2, 2, 2. Da? Deci nu se pot repeta. Deci n-am spus cifre distincte. Așa, bun. Deci dacă n-am spus cifre distincte, am lăsat libertatea așa. Și... După, nu acum, acum. Vă gândiți acasă. Vreți acum să vă apucați de... Da. Voi vă sunteți așa răi? Sigur o puteți face? Da, o știi deja. Hai, lasă-mă. Știi și câte numere sunt? Mă întorc, mă aduc Ștefania înapoi. Da? Deci... Dar sunt multe, am văzut. Sunt multe. Că poți să spui... Asta se cere, să aflăm câte sunt. Deci nu ne spune să le aflăm... 40. Nu, dar nu a spus la întâmplare. Deci câte numere putem forma cu cifre 0, 2, 7 și 9? Să ne puteți. Am dat de lucru, acum dai și tu un problem. Hai, dai și tu problema, Davide. Ok. Deci, un pieton are o distanță de mers. Da. Distanța durează 9 ore. Când se duce, merge cu 4 km la oră. Când se întoarce, cu 5. Câți kilometri are drumul? Deci... El are din parcurs o anumită distanță, da? Da. Am voie să vorbesc așa? Da. Decât de 9 ore. Nu, Davide? Da. Ai zi o dată cu noi, n-am deci, înțeles. Deci, tot drumul durează 9 ore. 9 ore. Deci, așa, 9 ore. La dus merge cu 4 km și la întors cu 5 km. Da, 9 ore dus-întors. Da. Deci, tot drumul durează 9 ore dus-întors. Deci, când se duce... Merge în sensul ăsta. 4 km pe oră. Și l-am întors cu? 5. Se grăbește. Îl prinde noaptea. Da? 5 km pe oră. Ce distanță a parcurs? Gata. Gata. Poate. Gata. Păi eu m-am gândit. Ai făcut toate? M-am gândit. Le-am făcut mai întâi pe toate acelea. Bine, mai gândește o dată. 220 ceva, 290 ceva, 220 și nu, ceva. Întrebarea nu, este câte sunt? Dar sunt multe, stai calm. Și ele pe toate în calcul. Da. E pe toate. Așa, toate variantele. În timp mă gândesc și eu la problema lui Davide. Deci, dragilor, voi care ne priviți acum, avem o problemă interesantă. Deci el... pleacă de la A la B cu 5 km, cu 4 km pe oră.
Când se întoarce, vine cu 5 km pe oră. Numărul total este de 9 ore. Se spune? Da. Mi-ați terminat, nu vă grăbesc. Nu mă grăbesc, mie nu mă grăbesc. Dar nu foarte. Nu, păi, dar trebuie să mă gândesc, sigur, că vreți la o răspunsul deodată așa. Prietenii mei, știi ce o să spună? Că eu am aranjat cu tine și tu mi-ai dat problema asta așa dinainte, eu am știut-o. Ce? Cum se poate așa ceva? Păi da, așa pot să gândească, dacă eu dau răspunsul foarte repede. Da, vedeam. Dau răspunsul foarte repede, prietenii așa zică. Ai aranjat cu profesorul, i-a dat problema și fac așa de spectacol, chestii, nu știu. Da? Ce ar zice? Domn profesor se gândește. Exact. Lăsați-i să se gândească. Păi tocmai asta fac. Foarte. Dar nu știu, chiar păi, așa. Păi trebuie atâta. Să fie o multiplă de 4 și de 5, mai. Ca numai de 4. Da, dai voie să vorbesc așa cu prietenii mei? Da, da, da. Sunt un tipul de 4 și de 5. Dacă mă gândesc că 20 de kilometri, când merge în sensul ăsta cu 4 km pe oră, ar face 5 ore, nu? Și la întoarcere, același 20 da, de a zis corect, gata. A zis corect? Da. Băi, ce chestie extraordinară. Da? Davide? Vezi? Da, așa cum? M-am gândit și eu. Eu m-am gândit prin logică. Am făcut 4 plus 9, 9 ore. Am făcut 4 ori 5, 20. Aaa, chiar așa. Acum redactăm povestea. Da, stai, mă. Deci, aici ne-am dus 4 plus 5, 9 ore, nu știu ce, da. Acum trebuie să ne gândim la modul în care redactăm. Exact, pe aia asta întreba și Cristina. Asta întrebam și eu, chiar o să pun seara. Da, da. O scrii? Da, 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 da. Ce, cum scrii măluia care vrea să urmărească ce ai spus? Știu. Îmi iau caset în aia și o pun, eu lipesc de foaie. Explicați. Bun. A găsit undeva problema explicată, nu? Sau ce? Nu, nu. Da. Da. Cum e? Sunt multe? Oh, chiar foarte multe. Chiar foarte multe. Tot trei rânduri, dacă scrii. Tot trei rânduri. Nu, cam atât. A, păi nu sunt pe verticală, dar trebuie să le vezi pe toate. Da, le număr de premii. Ori eu număr premii care mi-a dat mie. Ori așa, da, eu... Am e găsit. Cam mic, mic. M-am gândit. Am dar făcut. Bine, bine, taci. Numele mai întâi. Hai să spun. Mai mic. Nu, nu. Vreau să... A, tu te-ai gândit la cel mai mic care se poate face. Nu, deci m-am gândit. Iau cu cel mai mic număr. Adică, uite. Și l-am făcut pe toate care se puteau cu doi. Da. Am luat de la cel mai mic, la cel mai mic, la cel mai mic. Și m-am dat 16 mai mic. Am fost 16. Pentru că mai sunt cele trei numere. Adică, care se poate forma pentru 0. Se poate folosi deci la toate. Numai cu... Și atunci mi-a dat 47 numere. Tu mi-a dat 48 numere. Da, pentru că am făcut un număr de 47 și am făcut 643. Adică 48. Ia să le număr eu acum că le-am găsit pe toate. Le-am găsit pe toate. Tu chiar crezi că statele sunt 200, 227, 270, 222, 277, Dacă dă, deci nici mai mult, nici mai puțin, ci numărul exact. Vă spun eu numărul. Da. Și că tu, Daria, ai găsit o idee, ia gândește-te dacă ar fi de 4 cifre.
care ar fi numerele de 4 cifre. Ah, păi doar pe astea de 4 cifre am scris. Tu de 4 cifre ai scris, da? Da. Da, de ce ai de lucru foarte mult. Ia cu 4 cifre. 48. 48, vedeți, domn profesor? Sunt... Da? 48? Am reușit. 48. 48, domn profesor. Să vedem, profesor. O să gândim. Acum cu 4... 4 cifre. Perfect, mă păi iubesc. Păi tu 48. Nu știu. Ba nu? Atenție. Dacă o luăm așa, sunt cu 4 cifre și poți să pui mai multe numere. Poți să pui 2079, nu pui doar 279. Poți să pui 2079, poți să pui 2097, poți să pui 2222. Poți să pui mai multe. Acum tu nu v-am făcut cu 3, voi faceți cu 4. Da, am făcut și hai, eu cu 3. Hai, sunt cu 4. Da, cu 4, să vedeți ce este acolo. Da? Ia muncești de la 4? Eu am făcut la 4. Bun, vreți bun, dar nu-i rău. Dar n-ai pus la problema, încă ești în lucru, nu? Cu 4 se pare că e mai dificilă. Da, da, bine, că am... Apoi mi-am dat seama la sfârșit că am luat niște numere. Da, 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 nu trebuie să ratăm niciunul. Între timp eu mă gândesc cum să redactez, da? Și eu mă gândesc că trebuie să începăți cu povestea mea ușoară. Așa. Ca Gauss. Cum a făcut Gauss atunci, nu? Vezi? Asta e marea frumusețe la matematică. De ce? Matematica e foarte, foarte frumoasă, interesantă. Așa, da. Hai, tu te gândești la 4, nu? La 4 numere. Și te gândești la o idee care să nu te pună în situația să le scrii pe toate, cum ai făcut la 3, ci acum să găsești o idee și să poți să... E foarte tare. Dar nu vrei să scrii tu ideea asta? Știu când erați dumneavoastră aici, erau multe numere, trebuia să le număr. Cum? Atunci, înainte, trebuia să le număr. Când ai venit atunci, da? Să le numeri. Era tot. Da. Asta ceva greu. Dar nu e așa de greu, că dacă le scrii cu unul, deja îți dai seama, faci o 3 și gata, adică mai trebuie să gândești doar o dată, practic. Aha, și trebuie să gândești doar o dată. Păi da, dacă ai o strategie cum să le scrii și poți, și ai strategia respectivă, poți să le scrii imediat. Și apoi... Deci să ai o strategie, să găsești un algoritm după care să așezi numărele alea, da? Păi da. Deci, de exemplu, eu de la cea mică, care se poate forma 2000, așa. Și mă gândesc, 2007, 2009, 2002, 2000 deci, și 2020. Tu zici așa, am să plec de la cel mai mic, de tipul 2000, cu care să-ți fac start, și să mă trezesc cu cel mai mare care se poate forma din cifre astea, păi, domn profesor, 9999. Da. Cel mai mic. Da, dar eu nu trebuie să mă trezesc cu numărul acela, pentru că eu fac... Deci mă gândesc, care sunt toate numerele care se pot forma cu 2? Adică care le pot forma cu 2? Nu, deci, cu ăsta să începe, care este unul din primele numere. Dumneavoastră, gândiți-vă la problema dumneavoastră. Da, 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 foarte tare. Ei, Daria, așa îmi place chestia asta. Adică, lasă, domnule, aici la ce te gândi, da? Bravo, bravo, fain. Deci e discuția foarte frumoasă. Și vedeți, inventivitatea asta, dialogul și libertatea asta, faptul că îi dăm voie să gândească, să se exprime, să... Aici se dezvolte extrem. Vedeți, la 5 așa o să-l mai dea voie. Da. N-au încotro, că poate dă bunul Dumnezeu și școala se va schimba cu adevărat, după ceea ce simt eu. Deci, nu se poate să mergem așa. Deci sunt căutări. Nu știu dacă ați mai auzit. Se vrea o lege a învățământului, se vrea lege salarizării, se vrea nu știu ce. Deci energiile astea care sunt așa ținute, strâns și sistemul ăsta de școală în care spui stai așa ca așa spun eu, gândește așa ca așa spun eu să gândești, nu corespunde. În toată lumea este așa să problemă. Nu numai în România. În toată lumea. Deci dacă uneva mai prin exterior se mai lasă libertatea să se copilul să gândească, la noi este crimă. Este o crimă care se produce în fiecare zi asupra intelectului unui copil. Agresivitatea aceasta de a-l obliga să gândească cum gândești tu... Gata, domn profesor.
Da? Stați, acum trebuie să faceți trei mele. Vedeți, ăștia la școala română americană sunt lăsați, domnul profesor. Frica noastră e de la a cincea. Da. Nici acolo nu să lăsați cât trebuie. Pentru că ar trebui ca învățătorul să aibă sistemul ăsta de a gândi libertin, în sensul ca el să provoace pe cei care îi are în fața acolo. Mai puține? Am văzut de unul mie. Păi nu poți să fii mai puțin, sunt mai multe. Cum el a reușit să le scrie și eu de sunt la 2790. A, tot din alea patru formate, nu? Da, dintre alea patru, că le-am făcut din trei și acum sunt din patru. Stau spun că vă trebuie, sigur. Da. Deci, vă dați seama. E treabă complicată dacă ne-am gândit de la 2000 până la 9999. Sunt atâtea numere acolo. Dintre ele, o parte sunt formate din cifrele acestea, o parte sunt formate din alte cifre. Că aici sunt patru prezente, noi avem în total 10 cifre, deci sunt și numere formate cu 10... 7999. E scăzut de la pără. Da, păi, ai chestia asta. Asta e 7999, cum spui tu, dar în care intră și 8, 9, da? 8, 3, 5 și 6. Da. Intră și asta, 8356, care n-are ce căuta pentru numele astea. Asta. Afară sunt mulți de dat. Deci așa e foarte, foarte multe numere de dat. În concluzie, dacă aș pune încă o cifră, aș avea din cele 10, 5, ar urma să văd maxim și minim și aș înjumătăți numărul numerelor și aș putea pe culoarul ăsta. Da. Gândiți, gata. Mă gândesc la un problemă. Da. După. Dacă îmi spuneați de scrie pe toate, sunt foarte mult. Găsiște, omule, și tu alternativa ta, că ai ceva în căpulețul ăsta. Da. Deci trebuie să ne străduim, să facem acele... Dragul, uitați-l puțin cum faci și ziceți că ale bine. Nu mai șușutim! Lasă-l, bate, lasă-l. Tricoloane. Și am făcut doar 3, pentru că atâtea sunt. Pentru că, practic, nu pot altfel. Pentru că niciun număr nu poate să înceapă cu 0. Așa că am făcut doar 3. 53 ori 3, că mi-a dat 159 de numere. Eu am scris cu 2, am scris 2000, 2009, 2007, 2002, 2020, 2022, 2027. Deci dacă mai continuu până la 30, 53, uitați că am scris. Deci am scris toate numele care se pot forma cu 2 până la 2999. Și de acolo? Și mi-am numărat și mi-am dat 53 de numere. Și 53 ori 3, pentru că atâta, cu atâtea cifre eu pot să lucrez.
și cu 0, dar cu 0 nu pot să încep de la început. Și mi-a dat 159 de numere. Eu atâta am spus, asta e opinia mea, mi-am dat seama că și la 48 de numere am spus bine. Și vreau să rămân cu această. Dar mai analizează un pic, ca să ai argumente foarte sănătoase când începem discuția. 35 ai zis? Ce 35? De numere ai găsit, nu? Am găsit 159 de numere. Nu, ori 3. Cât ai făcut ori 3? 53. Și eu. Și am găsit domnul profesor tot 53 de numere, că nu mai găsesc. A făcut 3 coloane. Dar ai făcut cu cine? Păstrând pe cine pe prima poziție? Pe 2. Pe 2 și ți-a ieșit și ții 53, da? Da. Dar profesor, știi? Cu școală, școală, școală. Care a fost ultimul tău număr? Eu l-am luat în ordine... Aleatorie, nu? Așa, da, așa, da, așa, da, dacă nu am idee. Dacă le iei aleatoriu, să... poate pierzi vreunul pe rând. Da, eu l-am luat în ordine, așa mai... Am luat 2000, 2002, 2007, 2009. Singurile. Eu l-am luat până la 2000. Deci, atâta, eu aș merge, urmăiește și pe ea. Aș merge mai întâi pe varianta lui Daria și iată cum gândește Daria. Spune așa, numerele maxime care se pot forma folosind aceste cifre sunt acestea de la 2000 până la 9999. Deci, tu ai plecat, Daria, cu 2000 primul număr, da. Apoi 2000... 2007, 2009, 2020, 2022, 2009. Vedeți? Ea merge în ordine crescândă cu ochii după cifrele acelea. Da. Da? Și după 2009... Am avut 2020. De ce 2020? Pentru că următorul nu mai putem avea altul în afară de acesta. Pentru că 2020, spui tu, nu? Putem începe cu 2020 pentru că nu mai putem să scriem 2000 și altceva. Pentru că deja am folosit pe 0, 2, 7 și 9. Deci, 2020, după 2009, este următorul ordine. 2020, apoi 2022, 2027, 2029, 2070. Pentru că l-am epuizat. 2070, pentru că s-ar deodată la următorul număr mai mare decât 2. Așa, adică 29, 30, 70, 70. Foarte bine. După 2072, 2077, 2079, 2207. Da, dragilor, aș vrea să urmăriți ideea foarte frumoasă aceea de a pleca de la cel mai mic până la cel mai mare, păstrând cifra 2 pe prima poziție și pendulând în ordine crescândă numele cifrele celelalte care le poate forma. Deci vine 2002, 2007, 2009, 2020 sare imediat. Că ea trebuie să folosească doar cifra 2. Dar numărul mai mare decât 2002, 2009, ar veni 2010, dar ala e pe 11 zără, nu ți intră în discuție. 11, 12, cu 1 aici, la cifra 10-lor cu 1, nu intră în discuție. Că tu n-ai cifra 1 în cadrul mulțimii acestea. Și atunci s-a dus la 2020. 2022, 27, 29, deci 22, 27, adică în loc de 2 folosește 7 și 9, asigură faptul că un număr se luă din crescândă. După care zice, sare la 2070. Foarte bine. Mă scuzați, am văzut că am ratat un număr, așa că m-am corectat și sunt 162 de numere. 162. Da, am uitat un număr, am uitat să-l pun pe 2072 și atunci am mai adăugat de la 54, de la 53 la 54 de numere și atunci sunt 162. Ei. Acum am verificat și am văzut că la... Îi lăsăm pe toți prietenii noștri să urmăiască chestia asta. Ideea este foarte bună, interesantă, foarte interesantă. Să nu uitați de la share. Cu ideea că, dar în situațiile în care se ratează un număr așa, verificăm din nou. Ei, acum vă spun ceva foarte tare. Dacă am să fiu într-o clasă mai mare,
și am înțelege ceva despre informatică. Ideea pe care o are ea acum, Daria, se poate transforma într-un program pe care să-l dăm calculatorului și toată munca asta noastră pe care am făcut-o căutând să le scrim la mână numele acestea, printr-un program făcut calculatorului. Calculatorul știți când câte face? Într-o mai puțin de o secundă. Da. Dar ce este aici? Important să-i transmite lui. Spui mai, îți scrii pe 2000. Vezi tu, 2000 este format din cifrele acestea de aici? Da. Și el zice, da, l-o scris repede. Mai departe, generează pe 2001. Este 2000 format din cifrele acestea? Nu. Pe 2001 nu le-am în discuție. Scrie 2002, adică crește câte unul el. Atenție, asta ar fi ideea. El numără, practic, numerele toate de la 2000 până la 9999 și la fiecare număr pe care îl găsește, numărând din câte unul, câte unul, îi spunem așa, cercetează, aici e o treabă foarte tare, foarte importantă a programatorului, care îi spune, cifra pe care ai găsit-o, vezi tu dacă este din mulțimea cifrelor răsturna. Dacă numărul acela are în componență numai cifre de tipul ăsta. Dacă da, scrie el. Dacă nu, mergi mai departe. Ei, vreau să vă spun că ăsta e miezul problemei. Atunci când veți fi un pic mai mari și vom înțelege că informatica este o știință foarte puternică, foarte valoroasă. Ați auzit de multe ori lucrează în IT. Nu știu cine. Fac programe de acestea. Deci ei au dat peste problema asta. Fac un program, îl învață pe calculator cum să testeze, că el doar ce este ceva fizic, adică nu este în stare, dar felul în care omul gândește momentul acesta este superb. Momentul în care îi transmite să cerceteze dacă în componența numărului respectiv se află cifrele numai 0, 2, 7 și 9. Ăsta e mezul probleme. Și el dacă îi spui lui calculatorul cum să facă chestia asta, atunci merge mai departe. Vreau să vă spun că în ceea ce am făcut de-a lungul timpului, în clipa în care în aceeași persoană se întâlnea și profesorul de matematică și cel de informatică, lucrurile erau spectaculoase. Pentru că, închipuiți-vă, că în România mă aflam într-o clasă unde calculatoarele erau pe masă, la liceul de petrol din Moinești și când ajungeam la o problemă de aceasta, profesorul de informatică din mine spunea acum facem algoritmul, facem programul pentru asta. Și după ce facem programul, în limbajul programului... Programe, efectiv. Păi nu așa s-a explicat cum un elev de-al meu a avut calificare la națională și la matematică și la informatică. De ce? La națională. A avut dublă calificare. De ce? Pentru că făceam așa ceva. Deci era o provocare fantastică. Mă trezeam așa, hai să facem programul și trecem la informatică și facem... Aceste lucruri se întâmplă, așa se dezvoltă, să spunem, partea creativă a unui om. Numai în condițiile acestea. Și când în aceeași persoană se întâlnește și cel de matematică și cel de informatică, lucrurile sunt, succesul este asigurat. Dar, așa ca frumusețe, mi-a plăcut ideea ta, că n-am avut-o pe asta în lecția anterioară. Deci am fructificat și sunt foarte corect, spunând că nu m-am gândit la varianta în care să plec de la cel mai mic până la cel mai mare, să le număr și să constat care din numerele acestea, din 7999, da? Din 7999, parcă sunt aici, nu? De la 2000, de la... Da. Care din ele au în componență doar cifrele acestea. Este superbă ideea. Deci, dar așa se întâmplă. Deci, zbâgnirile acestea creează o stare de bine. Deci, tu ai plecat cu o ordine alta decât mă gândisem eu. Eu am mers aproape într-o ordine... Eu mă gândeam, de ce să stau acolo să pun 7999 de numere, să le scriu acolo, cum eu toată ziua aici... Când profesorul erau 56 de numere și din 7900 câte erau, scădeam câte 56. Și am văzut că câte numere ne-a dat. În celelalte. Da, dar le scădeam pe alea care nu erau. Da, da. Dar de unde știi tu care nu erau? Adică nu știai câte.
Vă las, vă las pe voi să înțelegeți, să vă jucați cu problema asta. Acum, haide să ne întoarcem la problema de mai înainte, să și la fracții să lucrăm. Să vedem, cum încercăm să redactăm problema aceea, da? Dar vede, deci problema este frumoasă, interesantă, care spune așa. De la A la B, nu? De la A la B și înapoi face 9 ore. Deci dus întors face 9 ore. Nu am o problemă. Păi lasă-mă. Hai să facem o zi pe asta. Păi și noi avem o problemă pentru David, eu și Cassandra. Deci, se numește Max și tot. A, da. Voi vă duelați în probleme în, în fața camerei de filmat, dar asta este de aici frumusețea discuției noastre. Deci de la A la B și la B înapoi merge 9 ore. Prima dată face cu câți kilometri, a spus, se duce cu 4 km pe oră și se întoarce cu 5 km pe oră. Întrebarea era, ce distanță are de parcurs? Și tu cum ai zis? Ai zis 4 cu 5, 9 ore? Nu, da, 4 cu 5, 9, 9 ore. Da. Și pe aia m-am gândit, fac 5 ori 4 și a făcut pe lângă drumul. 5 ori 4, de ce n-ai zis 3 ori 4? Pentru că nu mi-a apărat numele. Nu era, 5, nu era 3 acolo? Și 5 ori 4 ce este? Astea două mulțite, nu? Da, păi, m-am gândit. Acolo, de unde? Deci eu m-am gândit că n-am spus 4 km, adică parcurge 4 km. Într-o singură oră? Eu, poate erau pe care le spună pe oră. Poate așa am spus, păi da. De ce n-ai făcut? Păi dacă... 4 km pe oră, așa trebuie să înțelegi. Păi de pe oră, da. Păi de ce n-ai făcut 9 ori 4, deci, dacă deci, o luăm așa, sau 9 ori 5? Deci văzând numele acestea, 5, 4 și 9, 5, 4 și 9, văzându-le, tot pe astea, nu le mulțim la întâmplare și facem un pic de ordine. Trebuie să, gândim în, ideea în care are loc problema. Nu așa, că 4 cu 5 de 9 ori, și 4 ori 5 fac 20. Dacă deci nu-i legătura... Dacă ne gândim așa... 9 ore dus întors, a zis. Da, da, da. Da, 9 adică dus... 4 ore dus, 5 ore întors. Nu știm. Cam așa iese. Cam așa are și, dar nu știm noi deocamdată. Noi știm atât, că dus întors merge 9 ore. 9 ore. Din ceea ce vedem, faptul că l-a dus, se duce cu cât kilometri? 4 km. 4 km pe oră, ar face mai mult timp decât l-a întors. Este o primă, un prim moment de raționament corect. Da? Faptul că merge cu 4 km durează mai mult parcurgerea distanței decât l-a întors când are viteză mai mare. Dar sigur e așa? Dus întors doar bine? Da. Numai așa. Păi dacă o luăm deci, așa, puteți face 9 ori 5 sau 9 ori 4. Dacă sunt 9 ori... Dar 9 dus întors. Da. Și dacă facem așa, adică facem 5 plus 4. Atunci eu încep să spun așa. Deci eu trebuie să încep să raționez. Dacă face, atenție, dacă face la dus o singură oră, într-o singură oră, cât face David de la dus? Pun săgeata așa la mers. O oră. Câți kilometri face dacă el merge cu la dus cu 4 km pe oră? Dacă, deci merge cu 4 km pe oră, într-o oră, câți kilometri parcurge? 4. 4, mă, așa trebuie să începe. Deci în prima oră, o oră, 4 km. Egal 4 km. 2 ore 4 km. Încă o dată, încă o oră, 4 km. Iar 4 km. Încă 4 și încă 4. Noi trebuie să epuizăm cele 9 ore. Așa, le epuizăm pe cele 9 ore. Corect. Deci începem să elaborăm raționamentul pe care să-l putem materializa figurând ceva, da, făcând ceva concret. Observă și dar este atent, da? Hai că ai fost atât de tare cu problemele. Da, sunt atentă. Da? Deci încă o oră, încă patru. Ce vreau să spun? Când te joci, așa, mie îmi distrage atenția, am mai vorbit. Și eu am sentimentul că tu nu mă urmești. Corect. Atunci eu sunt nevoit să trăbleți. Mai merge încă o oră. Și iar patru. Iar 4 km. Câte ore a făcut până acum copilul? 2, 3. Cum 12, mă? Câte ore a făcut? 3 ore. A făcut 3 ore, da? Ia să mai merge. Din 9-lea ore, are. Aha. Mai da? Am din 9 ore
și mai ales că la, se întoarce înapoi și a viteza mai mare, eu bunul simț îmi spune că mai trebuie să consum încă din orele acele, da? Mai merg în continuare, încă o oră, iar 4 km. Și mai merg, da. Și aș vrea să mă opresc aici. Aici aveți. Da? Aș vrea să mă opresc aici. Dacă nu ți-e să orele. Atenție. Și câte ore am consumat aici? 4 ore. 4. Acum, când vin înapoi și vin cu viteza mai mare, nu mai consum tot 4 ore. Consum. Mai puțin. Mai puțin, cel puțin. Mai puțin, din ce motive? Dacă merg cu 5 km. Merg cu 5 km. Și atunci bunul simț îmi spune că eu din clipa în care eu am consumat mai 4 ore, la întoarcere vă consum mai puține ore, dar în total trebuie să ajung la 9 ore. Asta e. Mai mergem o tură. Simțul, practic, mă îndeamnă să încerc să mai merg încă o oră. Mai și atunci oră. Mai merg încă o oră. Și iată cât am făcut acum. Am făcut câte 4 km. Am consumat în total 5 ore acum. Da. 5 ore. Cât am făcut? Din 9, din 9 km, 5 ore, H, da? 5 ore. Da. Din 9 ore scad pe 4, ce este 5 ore și rămân 4 ore. 4 ore, ore care vin la întoarcere, pentru 5 km. Pentru întoarcere. Deci de asta facem noi 5 ori 4. Da? Deci pentru întoarcere. Da. Și se întâmplă acum, ca să am 4 ori 5. 20 km. Da. 20. Și 5 ori 4, tot 20. Asta e povestea. Deci, care sunt cele două numere care să însemne 5 ori, da? 5 ori 4. Se poate 20. Nu am greșit, dar vreau să văd cum gândim. Ca să aflu distanța, înmulțesc. Atenție, înmulțesc pe viteza cu care mergi pe oră cu numărul de ore. Corect. Deci, da. Am să spun așa, că 4 ori numărul de ore la dus. Deci 4 ori numărul de ore la dus egal cu 5 ori numărul de ore la întors. Așa trebuie să câștigi. Uitați așa, asta e prima reacție care o am pentru problema asta. Păi da, de deci 4 ori câte ore s-au dus, l-a dus. Adică el merge cu 4 km pe oră, de-aia domnul profesor a spus 4. Deci 4 km, ori câte ore durează l-a dus. Păi 5 ore plus 4 km, 5 ore, ori 4 km. Ori numărul de ore s-a dus. Am o întrebare. Da. Deci, dacă noi avem acolo practicele 9 ore și noi ar trebui să fie 40 km acolo, așa, adică 5 ori 4 acelea care ne dă 20 și apoi mai avem în jumătate acele 4 segmente. Dar nu jumătate, e drumul la întors, da, mama. Da, cele acela 4 drum. Segmente care ne dau tot 20. Da, da, ăla e întors, adică același drum. Ăla e întors, același drum. Nu e dublul drumului. Da, deci insistăm. O primă chestie care am făcut-o este asta. Să văd, într-o oră, 4 la dus. Încă, și punând săgeata, hai să punem cu anumită culoare la dus. Sunteți de acord cu mine? Da. Deci, la dus, el face așa. Casandra, interescută-ne? Casandra, deci dacă într-o singură oră face 4 km, da? Deci 4, încă 4, încă 4, încă 4, încă 4. M-am oprit eu până aici. Am făcut numai la 4 ore. Dar rămâneau 5 ore și l-a întors, fiindcă viteza e mai mare, însemna că consum mai puțin timp, ori aveam 5 ore mai mult decât l-a dus. Și atunci am mai avansat încă o oră și am hotărât să mă opresc la aici. La dus, dacă mergeam cu 5 km, scădeam o oră. Bine, dacă ar fi fost altfel formulată problema. Deci dacă ar fi fost problema formulată, mă duc cu 5 km pe oră, și mă întorc cu 4, atunci problema a fost invers, să spun el, și atunci am fi gândit că 4 ore ar fi consumat la dus. Nu, profesor, nu zic să schimbăm, adică când merg la dus, fac 4 km, adică 5 ore, și la întors fac 4 km, păi da. Fără oră. Fac 4 ore? Da. Că vin cu viteză mai mare? Da. Scad o oră. Da. Scad o oră, corect. Bun, am înțeles. Și acum,
Eu am spus așa, prima relație care scriu, zic, 4 km, cât numărul de ore l-a dus, 4 numărul de ore l-a dus, egal cu 5 km, că l-a întors, vine câte 5 km, ori numărul de ore l-a întors. În concurs trebuie să opresc, dacă vreți. Sau las? E, vezi, dacă e 40... Da, oprește-o. Așa, de timp.